Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Prieteni, ați revenit la Out of the Box. Salutare, Laurent Balint, specialist în marketing, invitatul nostru permanent. Aici chiar suntem pe domeniul tău, prieteni. O să vorbim despre Black Friday. Wow. wow ce, e aproape sărbătoare. Dacă săptămâna trecută vorbeam despre sărbători, asta e sărbătoare că toată lumea cumpără, face și așa mai departe și am vrut să măsurăm cu ajutorul uh, colegilor tăi de la Data Intelligence Publicis cum stăm de Black Friday. Black Friday anul ăsta o să fie pe 10 noiembrie, dar știți că mai apar și altele, mai mici, Black Friday de nu știu cum, Black Friday de primăvară, vară, da. Black Friday de da. ideal, Black Friday -a de extins. weekend, brief, obiceiul reducerilor. Deci uh, cumpără toată lumea ceva de Black Friday. Înainte să dați răspunde la întrebarea aceasta, o să ți adresez o întrebare la care se gândească și ascultătorii și o să revenim da. cu răspunsul mai târziu. Este care sunt lucrurile pe care și le cumpără românii de Black Friday? Adică ce își cumpără în mod special de Black Friday? Care sunt categoriile? Eu mi-am luat odată un telefon. Astea. Ok, am zis, okay. o să revenim mai târziu. Uh, da. Și ne întoarcem la întrebarea ta. 52% dintre românii din mediul urban, atenție, este o cercetare pe mediul urban da. în România. Uh, în 2022 au cumpărat ceva de Black Friday -ul mare din luna. Jumătate din populație. Deci, jumătate din populația urbană a României a cumpărat uh, wow. uh, ceva. Uh, este un procent uh, semnificativ, ne arată cât de important este momentul uh, Black Friday. Uh, dar mai sunt niște lucruri uh, interesante în jurul acestui indicator. Pentru că, uh, întrebând românii dacă intenționează să cumpere ceva de Black Friday, uh, 78% dintre ei au declarat că intenționează uh, să cumpere uh, ceva. Și dacă 78% intenționau, doar 52% au și cumpărat. Ok, deci înseamnă o rată asta, de conversie da. de 66%. Uh, foarte, foarte bun indicatorul, mai ales dacă ne uităm un pic la ce s-a întâmplat în anii precedenți. Deci, de așa, ca să înțeleagă toată lumea. Dintre cei care intenționau să cumpere. Uhum. ăștia erau mulți, 76%, dar da, au cumpărat mult mai puțin. Da. Asta înseamnă că adică 66% dintre adică cei... Adică vreo 34% de... s-au da. oprit pe traseu. Au zis, băi, nu o să cumpăr chiar nu dacă merită, vreau să cumpăr. Nu merită, mă uit, exact. nu da. mă interesează, da. nu e oferta potrivită. Exact. Ce s-a întâmplat în anii trecuți cu această rată de conversie? Da, pentru că noi facem această cercetare deja de 4 ani. În 2019 da. era 96%. Wow! Deci 96% dintre cei care intenționau să cumpere de Black Friday și cumpărau în 2020 81%, 71% în 2021 și 66% în deci, 2022. În România, pentru concetățenii noștri, în urmă cu câțiva ani, dacă îți doreai ceva de Black Friday, toată lumea își lua ceva uh -huh. și asta a început să scadă. Oare de ce? Eu cred că este un semn al educației și al faptului că învățăm, învățăm și ce înseamnă Black Friday, învățăm și să nu mai plecăm atâta la fente uh, și este ceea ce știam că se întâmplă în societate uh, pentru că noi descoperim lucrurile astea acum, suntem primele generații care avem de-a face cu Black Friday, cu super oferte, cu tot. Uh, și oamenii au învățat să se abțină și să fie, băi ok, știu că am intenționat să cumpăr, dar totuși n-am primit nicio ofertă satisfăcătoare. Atunci de ce să cumpăr? Hai să mă abțin, hai că viața merge înainte și o să vină Black Friday de iarnă, nu știu. Sau nu trebuie. o să cumpăr atunci când e chiar cel mai potrivit pentru exact. mine. Da. Sau, nu știu, poate e și o supra-saturație de obiecte la un moment dat, cine știe. Se întâmplă lucruri. Sunt mai mulți factori, dar eu văd că pe un lucru pozitiv înseamnă că oamenii știu să se abțină, știu să-și facă niște calcule și nu iau neapărat. Doar pentru că este o anumită perioadă a anului. Și viteza de educație e foarte rapidă. Adică lucrul ăsta s-a întâmplat în 4 ani, de la 96% la 66%. Uh -huh. În patru ani, societatea a învățat foarte repede că, sigur, e promoție, e publicitate, e mai ieftin, dar poate că nu e chiar. Da, și poate că trebuie să fac niște calcule, poate să fiu atent uh -huh. la niște lucruri și tot. Aici sunt multe subiecte. Fiecare dintre noi are. Repertoriu de brand, adică dacă vrei să te ai, ai zis că ai luat telefon mobil uh, poți să-ți iei Adidas sau încălțări sau ceva, ai niște branduri la care uh, ții și branduri care sunt ok. A, și uh, zici că lumea și-ar cumpăra lucruri? Dacă încălțe? am nevoie, deci dacă am nevoie da. neapărat deci dacă nu mai am încălțări și îmi trebuie încălțări de sport să merg la sală, atunci o să-mi aleg din repertoar, dacă e o ofertă bună îmi iau din repertoar uh, ceva. Dacă nu am neapărat nevoie atunci o să plec la fanta, de că să, iau o, o să achiziționez chiar dacă poate că nu e cea mai bună chestie, doar la brandul favorit. Adică este o relație foarte puternică între brandul favorit și achiziția, indiferent de cât de bună sau mai puțin bună este oferta, pentru că îmi place foarte mult brandul respectiv. Ah, și mă duc Cum îți pe... tu rucsac sau adidas? Că tu ai... <laughs> Eu am brandurile mele Da, favorite, ai brandurile tale de absolut, și de adidas. Absolut, da. sunt pe pilot automat. Bun, hai să ne mai uităm un pic la niște da. lucruri despre Halloween. 50% despre Black, despre Black Friday, mulțumesc. 50% dintre adulții din mediul urban din România se documentează cu o săptămână înainte de Black Friday. Deci își fac calcul cu Ce o săptămână. Tare. Ce este interesant este că deja 18% se documentează cu 3-4 săptămâni înainte. De ce? Pentru că este acest curent, această discuție, oare cât de reale sunt ofertele, oamenii ăștia umflă prețurile cu o săptămână, da. două înainte și tot. Și atunci oamenii au început să se documenteze cu timp înainte, știu, își fac o, o situație, o analiză cam care sunt uh, preț, uh, prețurile și uh, să înțeleagă dacă într-adevăr este o ofertă sau uh, uh, nu. Pe, dintre... Uh, Oamenii sunt patru categorii, dacă ne Așa. uităm la... Uh, avem 21% indiferenți. Adică 21% este Black Friday, mă las absolut rece, nu da. aveau nicio treabă, nici nu nici nu au băgat 3. în seamă. Da. Da. 27% lost uh, cumpărători pierduți, cumpărători pierduți, adică vroiau, zis. dar nu au cumpărat. Ok. Uh, 48% implicați, cumpărători implicați uh, care fac calcule, care analizează, care știu. Este foarte mare procentul, iau. ăsta e spectaculos. Da. Și 4% seduși. Adică se duși, a, pur și simplu, văzut, zic, au văzut și mi a azi... plăcut, am fugit, n-am rezistat, n m-am -am uh, dus. Hai să ne revenim la întrebarea pe care am pus-o la începutul uh, emisiunii, care ar fi categoriile ce, să vin de cel ce mai se mai vinde cel fapt. mai bine? Ce se vinde cel mai bine? Multe yes. lume zice electronice, electrocasnice sau ceva? Nu, hainele. Hainele cu 36%. Hainele sunt cele mai bine vândute. Hainele de... sunt cele mai bine vândute de uh, Black Friday. Make-up, cosmetice 34%. Uh, Electrocasnice 26%, uh, parfumuri 25% și apoi alte multe. Asta zice uh, ceva uh, și despre alte banii cheltuiți, este. de fapt. Pentru că, dacă mă uit aici, bănuiesc că cei mai mulți bani cheltuiți per persoană nu ar putea să fie niște sume foarte, foarte mari. Absolut. Uh, sub 500 de lei, 37% dintre uh, cei care au achiziționat de Black Friday au ce o cheltuit. Mesc. Exact. exact. Da? Uh, sub 1000 de lei sunt 54%. Ok. Iar, asta, asta include și pe ceilalți, da, da? exact. Iar peste 2.000 de lei sunt 19%. deci, e un procent important. Da. Uh Unul -huh. din cinci cheltuiesc 2.000 de lei. E un procent important. Ce zic toate datele astea despre noi? Că asta e foarte interesant. Black Friday vine ca un val boții. Adică te ia pe sus, te duce, te poartă, publicitatea este masivă, agresivă, uh -huh. te îndeamnă, te culege. Ce, ce spun toate datele astea despre România? Este ceea ce noi am mai discutat în emisiune. Românii vor să facă o afacere. Adică românii vor să facă o afacere da, și da, mai ales da, să da, nu da. rateze o afacere. Da. Adică cum ar fi să-ți fi luat blugi cu două-trei săptămâni înainte de Black Friday sau să-ți iei cu o săptămână după Black Friday și să dai ca fraierul mai mulți bani. Adică e de neimaginat. Uh, și atunci uh, oamenii vor să facă o afacere și dacă au înțeles uh, ceea ce este realitatea de Black Friday se pot face afaceri, ca zic așa, poți să economisești uh, uh, bani în perioada respectivă pentru că sunt niște reduceri importante. De exemplu, 24% dintre cei care au achiziționat de Black Friday declară că au achiziționat produse pe care altfel nu și le permit. Ok. În alte Ce condiții, fără Black Friday, da. nu mi-aș permite acest lucru. Funcționează și aici teoria aia pe care cred că am vorbit-o la un moment dat, Că trebuie să-ți am în o zi sau două? Uh, funcționează și la Black Friday pentru că nu mai sunt doar 5 minute, 10 minute, 20 de minute, o oră disponibile ofertele, deci poți, dacă ești tentat, poți să amâni o zi, două, dar mai poți să mai faci ceva, poți să returnezi dacă simți că regreți. Adică să a părut că e o afacere bună, l-ai achiziționat și după aceea legea europeană ne protejează și putem să-l returnăm. Adică poți să respiri, chiar dacă poate ai făcut o decizie, ai luat o decizie spontană de care nu mai ești neapărat fericit, Bun, pot să returnez produsele. Uh, uh, există și această opțiune. Acum, ce nu înțeleg eu este respingerea asta dogmatică în care zici, mamă, nu vreau Black Friday, nu vreau să aud Black mm. Friday sau așa. Păi, dar, dar respingând astfel de momente, s-ar putea la sfârșitul anului, din buzunarul tău, să fi plecat în buzunarul comercianților mai mulți bani. Asta e, asta înseamnă. Adică uh, o respingere automată uh, tot, mm -hmm. asta se traduce prin faptul că... Tu tot o să ai nevoie de anumite uh, produse, refuz să le iei la ofertă, ok, ia-le la preț întreg, nicio problemă, dar ai decizia ta. Uh, mai este un aspect aici. Uh, dacă ai bani, cineva va încerca să-ți vândă ceva. Deci asta este istoric. Este dacă oricine are niște bani, cineva va încerca să-i vândă ceva, fie că va fi uh, uh, pe stradă, în casă sau în magazin. Uh, uh, Societatea nu te lasă. Uh, și asta e vorba și în antichitate, când veneau și uite ce togă superbă poți să cumperi romanurile. Uh, multă liniște, în care nu se întâmplă lucruri, în care nu sunt oferte, în care nu sunt promoții sau ceva, nu este neapărat un semn de sănătate. Eu mi-am cum am început eu cariera mea în publicitate în urmă cu 25 de ani. Uh, noi nu vorbeam cu toată România. Noi vorbeam cu 15% din populația României care câștiga niște bani. Așa erau toate proiectele, erau gândite pentru top 15% salarii din România, pentru ceilalți nu ne interesau. Ceilalți... Și acum cam cu câtă lume vorbim? Acum vorbim cu toată lumea. Cu toată lumea, cu toată lumea, lumea este, vorba. da. Deci este pentru că, nu e așa, toată lumea astăzi are o anumită situație, are, are un venit disponibil, dar am fost în Moldova noastră da. peste vară și mă uitam la cât de puțină publicitate stradală este în anumite orașe. Nu e semn de bunăstare, este semn că nu este neapărat interesant pentru uh, uh, companii. Interesant. Uh, și atunci, de multe ori când ne plângem uh, sau ceva, mai e și aspectul acesta. Bă. Da, da e este bine agresivitate, dar... Uh... Asta înseamnă că sunt și bani. Uh, M-am uitat pe notițele tale și chiar la final, așa scurt, <gură> cum ai spus, deci scădeți-vă așteptările în ceea ce îi privește pe curier. Exact. <gură> Pentru că s ar putea să nu te intereseze într-adevăr Black Friday și să fii total rupt de Black Friday, nu vrei să cumperi, nu vrei să faci nimic, dar Black Friday este interesat de tine, vine peste tine în viața reală și ți-ar putea să trăiască să trimiți prin curier ceva în țară, Uh, și surpriză curier în perioada Black Friday nu mai pot să respire ce oameni uh, și atunci scădeți-vă așteptările față de curier luați în calcul întârzierile care apar pentru că ele vor fi indiferent ce vor face firmele de curierat volumul este fabulos oricum este incredibil ce infrastructură logistică avem adică noi achiziționăm lucruri și sunt livrate 24 de ore, 48 de ore, 72 de ore în toate colțurile țării fabulos, ce-au reușit firmele de curierat este... Fără uh, autostrăzi. Fără multe autostrăzi. Și, da. și fără autostrăzi. Da. Da. Mulțumim, mulțumim tare mult, Lorand Balint. îți propun, dacă avem timp, și date săptămânii următoare, poate facem o discuție despre cash sau card care se uh -huh. leagă de chestiunile astea. și ar putea facem să fie așa, foarte da. interesant că avem dezbatere în România. Spor la treabă, să doresc. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Lorand Balint.